implementat în 1994 pentru o perioadă de 4 ani într-un contract între prestatorii de servicii și stații de atunci și administrația și primăria de atunci. S-au prelungit prin acte adiționale din 4 în 4 ani până când am impus acest proiect și am obținut și finanțarea necesară, dar implementarea lor, fondurile aferente, au venit și vin foarte greu de la Ministerul Dezvoltării, care sunt decidenții de altfel, de la Ministerul Fondurilor Europene. Deci lucrările nu încep pentru că nu sunt bani acum sau cum? Păi nu ne-am înțeles, poate cine, colegii, eu zic că am înțeles, dar mai explic o dată și este corectă exprimarea că noi am dat afară de acolo, în primul rând, noi am dat afară de acolo, că îi dăm și nu punem nimic în loc. Am înțeles, una asta, dar reabilitarea... În momentul în care contractul este semnat privind finanțarea, da, dar procedura de obținere a banilor efectivă este mai greu și n-au venit finanțările efective pentru stațiile de autobuz și alte componente ale acestui proiect. În momentul în care licitațiile vor fi finalizate pentru câștigarea, desemnarea unui câștigător, evident că cei care sunt acolo, cu toții, absolut cu toții vor plăta, cunosc acest lucru, au fost notificați și în locul lor vor fi acele 106 sau 107 stații de construcție ultramodernă și unitară. Adică toate vor fi la fel, din sticlă, cu afișaj electronic, sunt cu banii. Adică o mică estimare, cât considerați că ar putea să... N-am cum să estimez, pentru că mă feresc întotdeauna de estimări. Am estimat, le aveți în materiale. Am estimat piețele, găvana și tribale, și v-ați dus toți și ați pozat acolo de toate și aveți dreptate.